Bun. Acum noi o să începem să exportăm proiectul nostru. Deci, în primul rând, o să exportăm planul de situații. Mergem la planul de situații. Și, în primul rând, o să exportăm elementele geometrice ale proiectului nostru. Și asta le exportăm de desenare, plan, etichetare. Aici o să trebuia să-i dăm kilometru final, dacă să nu facă pe tot taxul. Mergem înapoi și uităm la poziția kilometrului final, este la noi 201.660. Și de început ar trebui 131 și 201. Deci 131.660 și 201.660. Parcă așa. Ok. Salvăm 0. Asta îl salvăm pentru ca să avem toate, orice modificare care facem noi aici, o salvăm și pe urmă le putem încărca. Bun. De aici noi o să încărcăm eticheta Constrans. Aici, la echidistante, îi băgăm minus 1 peste tot, adică nu ne trebuie să ne eticheteze din 20, din 100, din 1000, pentru că noi etichetarea o dăm de aici, din profile, da? Ca să ia și numărul ăla care l-am creat. Aici îi zice minus 1, minus 1 și minus 1. Ok, dăm un generează să vedem ce ne face. Vedeți că merge acum. Generează elemente geometrice pe planul de situație. Are ceva viteză, nu? Sper că nu s-a dus mai departe de poziția kilometri care am pus-o. Gata. Ia să vedem. A mers până în capăt. Ce poziție kilometri care am aici? În fine, cred că am mers până în capăt. Nu? Da, a făcut tot taxul. În fine. Da, și aici avem tabele în curbe, în raze, cu elementele fiecărei curbe și câteva elemente de intrare, ieșire, lungim, nu știu ce. Ok. O să-l mai salvăm încă o dată. Aici unele elemente se suprapun, dar astea deja trebuie editate în AutoCAD. Da? Care se suprapun. Bun, acum mergem la secțiune perfile și încercăm să generăm și aici profile, da? Dăm generare. Dar nu-mi place cum a generat. Aici ar trebui să încarc un model pe care îl folosesc. Că nu e bine ce a făcut. Da, vedeți, a pus profilul, da, pichetul, dar kilometrul l-a pus mai încolo și în afară de asta ne-a pus și cotă, nu ne interesează pe datele astea. Și o să-i dau să-l șterg și o să încerc să caut un model, dacă o să găsesc. Bun, l-am găsit. O să-l copii pe ăsta și o să-l pun la noi în rădăcină.
paste. Ok, mergem să-l încărcăm. Da, a sărit poziția kilometrică, era 131.660 și 201.660. Ia să vedem acum să generăm. Da, acum e mai bine. Bun, ce am mai putea să facem aici, să scoatem astea 3 zerouri, că nu și-au rost aici. Și ne uităm ce simbol este ăsta, simbolul 35. Mergem la configurare, definire ten simboluri, simbolul 35. Și aici zicem după virgulă să nu fie 3 cifre, dar să fie 0 cifre. A, nu e bine? Nu e bine. A, și aici, în loc de 7, dacă eu am scos 3, ar fi 4. Să vedem. 133, nu 4, dar 3. Salvare, ok. Ia, acum e bine. Și la fel ar mai fi simbolul, cred că 36 tot ar putea să fie. La fel îi scoatem, în loc de 3 punem 0 și în loc de 7 punem 3. Nu sunt sigur, dar s-ar putea să apară și asta undeva. Bun, pichetarea este. Elementele geometrice sunt și deja putem să exportăm acest desen. Noi vedem aici, avem viteza de 50, pentru că eu am pus-o cap-coadă, dar noi trebuie vitezele astea să le punem pe poziție kilometrice, da? Ca să apară aici altă viteză. De exemplu, în curba asta, poate că se poate circula cu 50, dar sunt curbe unde nu se poate circula cu 50. Și atunci fiecare curbă trebuie adăugată de aici, da? De la general, viteze pe tronsoane. Da? Și aici se adaugă de la kilometru cu tare până la kilometru cu tare, se merge cu 50, cu 30, cu 60, respectiv. Și atunci el va pune mai corect aici. Acum pune standard, cap-coadă pune 50. Bun, mergem să salvăm acest fișier, export în format de EG. Aici bufăm explodarea atribute în blocuri și cam atât, dăm click pe accept, mergem, creăm un folder nou și zicem predare. Și aici mai creăm încă un folder de referințe, da? Tot ce o să exportăm noi o să salvăm în referințe, da? Pentru că pe urmă o să facem o legătură, un planul de situație va avea mai multe referințe, va avea odată ridicare topografică adăugată prin referință, elemente geometrice prin referințe și planul în sine, da? Tot adăugat prin referință. De ce se fac prin referință? Pentru că e mult mai ușor de controlat. De exemplu, dacă intervin ceva modificări în plan, atunci am înlocuit planul, am înlocuit elementele geometrice și gata, da? Sau ridicarea, de exemplu, s-a modificat ceva, am refăcut, am încărcat ridicarea în referință și gata, planul de situație este actualizat. Dacă eu aș încărca toate datele astea într-un singur fișier, fișierul ar fi mult mai greu și ar fi mult mai greu de controlat, de exemplu, dacă s-ar modifica ceva în plan, atunci ar trebui să extrag din acel DVG doar planul de situație, să-l șterg și să-l modific.